Bine v-am găsit, stimați telespectatori, invitatul meu din această seară e o personalitate, dacă se poate numi așa, bibliofiliei românești. Este și proprietarul și conducătorul casei de licitații istoric, o casă de licitație care pune în valoare, prin intermediul cărților, documentelor, fotografiilor și obiectelor, istoria României. E o premieră și pentru mine, cred că e o premieră și pentru domnia sa, deoarece vom discuta profesionist despre acest domeniu al colecționarilor, al bibliofililor, al rolului pe care are cartea rară în istoria României. Invitatul meu se numește domnul Cezar Paul Florea. Bine ați venit, domnule Florea! Bine v-am găsit, maestre! Am descoperit cu uluire, dar și cu nedumerire pentru mine, că sunt casa dumneavoastră este chiar în zona Amze, eu fiind în zona Amze și trecând, și cum de n-am trecut eu pe la noastră, dar cred că am avut noroc și vindeți acolo? Nu. Noi adică nu era riscul. Nu e... În clipa aceasta, noi suntem decât casă de licitație. Din luna ianuarie ne vom muta din sediul din intrarea Amzei în sediul din Mircea Vulcănescu 5, unde acolo vom avea și galerie de artă. Pe unde vine asta? Intersecția Dacia, Grivița, Mircea Vulcănescu. Biblioteca Academiei. A, un pic mai încolo. Da, cât da, aproape de mine. Da, în și intersecția. Acolo... În intersecția Dacia. Acum nu pot fi văzute obiectele ca un fel de galerie. Acum se pot vedea decât obiectele care vor intra în licitațiile lunii următoare. Da. În CV-ul dumneavoastră, m-am făcut aici întrebări, m-am pregătit, e trecut președintele Societății Române de Bibliofilie, uitați ce scrie în Wikipedia. Eu nu sunt bibliofil, am vorbit mai înainte, eu caut cărți și astăzi să-ți fac o mărturisire pentru telespectatori. Umblu prin anticariate ca și dânsul și prin librării și în anticariate deseori mi se spunea, uite o carte scumpă, rară, mai înainte a trecut pe înaintea noastră domnul Adrian Năstase și le spuneam, nu mă interesează decât conținutul cărții, deci pe mine nu mă interesează cartea rară, deci eu nu sunt bibliofil. Dar spune așa, bibliofilia este pasiunea de a cunoaște, de a evalua și de a colecționa cărți rare și prețioase, iar un bibliofil sau un șoarice de bibliotecă, nu cred că e valabil, este o persoană care iubește cărțile. Bibliofilul este o persoană căruia îi place să citească. Îmi place, dar nu sunt bibliofil. Poate să-mi place să citească și să nu fiu bibliofil? Da. Bun. Exact. Să admire, să colecționeze cărți, acumulând adesea o colecție mare și specializată. Spuneți-mi și mie, care e afacere să-mi colecționez o cărți? Eu le colecționez să le citesc. Spuneți-mi și mie, convingeți-mă. Trebuie, deci, trebuie să înțelegeți că sunt două tipuri de iubitori de cărți. Cei care, ca și dumneavoastră, care sunteți devoratori de conținut, da, și cei care colecționează cartea după anumite criterii. Care ar fi? Raritate, calitate, lucrătură, legătură, da, sunt legături de artă, sunt legături, da, care valorează mult mai mult decât cartea în sine. Da. Și bineînțeles, unicitatea ei. Bibliofil e tot una cu colecționar? În clipa asta, da. În ce sens? Deci, Societatea Română de Bibliofilie, câți bibliofili sunt? Trei. Nu, nu. În clipa asta suntem 18 oameni. 18 în toată țara. Afiliați, adică cei care sunt în asociația noastră, Asociația Română de Bibliofilie. Dar bineînțeles că nu i-am descoperit pe toți, nu toți au vrut să vină în această societate noastră, în această, cum să vă zic eu, o societate. Și care e rostul ei? De ce trebuie, dacă sunt bibliofil, să mă scriu în societatea noastră? Pe asta vă spun că sunt mulți care n-au vrut să se înscrie ca să nu devină ceva public, să nu vor să rămână totuși în anonimat. Colecționarea anonim?
Da, sunt colecționari care nu vor să iasă în evidență, unii care dau cărți pentru expoziții și nu vor să apară ca și proprietar al cărții și o să vedeți prin cataloge, prin expoziții, obiect, colecție personală. Nu spune colecția cui, nu spune nimic. Sunt oameni care vor să rămână anonimi, care au obiecte foarte importante, nu numai cărți, și care nu vor să iasă în evidență. Din cei 18, care e cel mai colecționar? Acum, ca să înțelegeți, eu, de exemplu, sunt colecționar? Eu sunt colecționar în mod special pe zona de bibliografie românească modernă. În afara licitațiilor. Da, eu sunt... Personal, ca persoană. Eu personal sunt colecționar la a doua generație. Da, eu am preluat o bibliotecă de peste 8.000 de volume de la tatăl meu. Da. În clipa asta cred că sunt undeva pe la 12.000 de volume. Păi și unde le țineți? În casă. Bănesc că nu aveți apartament. Nu am un apartament, am o casă, da? Destul 12.000. De mare. Cum le aveți împărțite? E greu să găsești în 12.000 de cărți. În primul rând, de cărțile tatălui meu, nu prea am vrut să mă ating de ele. Adică nu am vrut să tranzacționez, decât le-am rearanjat, le-am reciclat. Pentru că orice colecționar, să știți că își reciclează colecția. Reciclarea asta a colecției e cam obligatorie la cei care colecționează și, în mod special, cei care colecționează cărți. Ce înseamnă reciclare? Orice colecționar devine și negustor în același timp. Datorită faptului că el are în colecția lui, să zicem, o ediție, dăm un exemplu din Xenopol, prima ediție, 88, 6 volume, dar o are într-o condiție mai slabă. Restaurări, tot felul de... Găsești o ediție mai bună. O ediție legată în piele, o ediție legată cu un anumit tip de legătură sau cu un autograf special. Și atunci o reciclează, adică o ia pe cea bună și o vinde cealaltă dumneavoastră. O vindem prin noi sau o vinde prin galerii de artă, prin anticariate, o vinde. Și atunci asta înseamnă că reciclează. În continuu el evoluează din colecția lui, ajunge să aibă același lucru se întâmplă și la tablouri. Sunt colecționari care au câte o toniță și găsesc o toniță mult mai bună și atunci din ce în ce ei ajung la un nivel mult mai... Își dezvoltă ochiul, își dezvoltă... La tablouri am înțeles că mă uit la el, da? Dacă sunt colecționar de cărți rare, ce face un bibliofil? Se uită în fiecare zi la... Vorbiți cu un om care nu are treabă. Explicați-mi. Nu asta, de ce vreți să aveți o carte rară? Vă uitați la ea, e frumos? Nu mă întreb. Oricum, ca să înțelegeți, edițiile Eminescu, da? Pe care eu le dețin, în cazul în care aș vrea să citesc o poezie de Eminescu, niciodată n-aș citi eu din ediția Princeps, pe care o am în bibliotecă sau pe care o am într-un sertar special. Formidabil, într-un loc. Să-i o știre, deci, da? Nu, pentru că în clipa când încep să o răsfoiesc, se va deteriora. Fiecare desfacere, fiecare citire a unei cărți care are mai mult de 80-100 de ani, se va deteriora. Pur și simplu, faptul că o atingi cu mâinile, cu grăsimea... Da. Deci ea se va deteriora și atunci pur și simplu te bucuri de ea, o ai, o păstrezi și încerci să o ai într-o calitate extraordinar de bună. Dar dacă vrei să citești conținutul ei, poți să-l citești într-o retipărire actuală și atunci poți să o citești. Dar ca să o iei, să o desfaci, să o răsfoiești, eu am cărți, de exemplu, tot așa să vorbim de ediții din Eminescu, pe care le-am deschis decât în clipa când le-am cumpărat. Și de 10 ani, 15 ani, 20 de ani sunt într-un sertar și nu le desfac, nu le deschid, nu le țin. La Eminescu, care sunt criteriile care le fac valoroase cărțile astea? Păi ca să înțelegeți, cea mai importantă tipăritură de Eminescu, vorbind de Lăcrămioarele învățăceilor, este celebra fițuică broșură pe care au publicat-o elevii lui Aron Pumnu, la moartea lui Aron Pumnu. Da. Este și aici o controversă legată de debutul lui Eminescu, pentru că acea broșură, care, din câte știu eu, Academia Română are un exemplar, există un exemplar la Academia Română, dar fila cu poezia lui Eminescu nu este în exemplarul. Așa, cel puțin așa știu eu. Au ruptă sau nu e? Cred că ori a dispărut în timp, ori n-a fost niciodată. Cel puțin așa știu eu. Este oricum la colecții speciale unde nu ai acces la ea, decât cu aprobare specială.
dar nu știu să existe un exemplar într-o colecție particulară. Nu, nici măcar într-o colecție publică cu un exemplar complet din Lăcrămioarele Învățăceilor, unde se pare că a debutat Mihai Eminescu. De ce spun se pare? Pentru că debutul lui a avut loc în același an în revista Familia, în numărul 6 din anul 2 din revista Familia, din februarie-martie. Știți că era numărul... Da, câte domnul, n-aveau bani. Așa. Nu. Era un număr, dar era numerotarea aceea pe rit vechi și pe rit nou. Da. Se știe că publicarea Lăcrămioarelor a fost la moartea lui Aron Pumnu. Da. Teoretic, nu prea aveai cum să publici, să tipărești atunci, în câteva zile alea, de când a murit Aron Pumnu, că ei zic că au citit din această broșură la înmormântarea lui Aron Pumnu. Aron Pumnu putea să moară și să fie îngropat în 2-3 zile, normal, nu puteai, normal. Nu știu dacă pe vremea aceea, mai ales că vorbim de Cernăuți, aveai posibilitatea să tipărești o carte, chiar dacă vorbim de o carte în 12 file sau ceva de genul ăsta. Și atunci credem noi că ei au citit acele poezii după manuscrise. Da. Că se povestește că acești copii au citit acele poezii elogioase la moartea lui Aron Pumnu, cred că după manuscris. Și atunci credem noi că cred eu că adevăratul debut al lui Eminescu a fost în revista Familia. Pentru faptul că acolo avem o dată certă. Și nu un un istoric literar îl pun și la Aron Pumnu ca debut. Debutul peste tot oficialul este în Lăcrămioarele Învățăceilor. Și aveți acel volum? Am toate, am și am una și alta. Eu vreau să vă întreb de cel mai important e ăla. De ce? Pentru că nu cunoaștem un exemplar în nicio colecție. Bun. Complet. Și alte criterii pentru care aceste... Adică aici e vorba de unicitate. Da, aceste cărți, ediția lui Eminescu, sunt carte rare și nu carte obișnuită. Care sunt celelalte? Ca să vă citi cât de bogate. Din ediția întâi din Eminescu, 1000... Aia lui Maiorescu. Aia lui Maiorescu. Și aici e o... N-am curat să vă adaug că sunteți mai buni decât Alexandru Piru, că el era un istoric literar care ținea minte. Și eu țin minte. Sunt... Ar trebui să predați la facultate. De ce nu predați? Nu am atât de multe cunoștințe să pot să... Păi nu, văd că aveți. Dacă știați despre Aron Pumnu și Eminescu... N-ai cum să fii colecționar de carte, iubitor de carte, să nu știi de Eminescu. Corect, da. Nu știu de Shakespeare. Dar de Eminescu știu. Deci, spune, și? Aici, la ediția întâi, ediția întâi are și ea două particularități. Prefața este scrisă de Maiorescu, semnată decembrie 1883, iar cartea scoasă la Socek este cu dată 1884. Dar se pare că a fost publicată în decembrie și atunci normal că s-a trecut pe pagina de... Maiorescu a trecut 83? El a semnat cuvântul, prefața. 83, dar pe pagina de titlu a poesiilor, că așa era, poesiilor, este trecut 1884. Asta mai puțin contează. Ediția întâi e particulară față de celelalte. Între ediția întâi și ediția a doua nu există nicio diferență, decât de an. E o diferență de un an între ele. Dar paginația, 307 pagini, are și ediția întâi și ediția a doua. După care, de la fiecare ediție, s-a modificat paginația datorită faptului că s-au mai introdus poezii. Fiecare, se spune că chiar și la ediția asta întâi s-a uitat publicarea unui fascicol. Fascicol care normal are 16 pagini, ca asta știți la fel de bine sau poate chiar mai bine decât mine. Deja de la ediția 3 apare acel fascicol pe care se pare că a fost încurcat. Deja de la ediția 4 intervin mult mai multe, intervin sonetele, până la moartea lui s-au tot publicat în convorbiri literare, nu în Familia. În Familia nu s-a mai publicat. În ultima perioadă a vieții s-a publicat decât în convorbiri literare. Unde... Deci vreau să spuneți un lucru foarte interesant, am văzut. Nu, dar vreau să vă spun de ediția întâi, că m-ați întrebat de ediția întâi. Ediția aceasta întâi este cunoscut faptul că s-a publicat în 1000 de exemplare, 100 în tiraj limitat și într-o ediție specială, îmbrăcată într-un pergamuid, se cheamă,
de diferite culori, roșu, verde, albastru, și 900 în ediția populară. Într-o copertă broșată de hârtie și cu o hârtie mai slab calitativ decât cea normală, cea de lux. Acele 100 de exemplare în copertă originală și cu hârtie de lux sunt cele mai rare. Din câte știu eu de la domnul Dan Toma Dulciu, care s-a ocupat și care se ocupă în mod special de Eminescu, am înțeles că ar fi identificate în jur de 21 pic de exemplare, ar mai exista. Existente. Da, din acele 100. Și restul unde? Ce? Au dispărut? S-au deteriorat. Da. Gândiți-vă că am trecut prin două războaie, o grămadă de cutremure, mulți au plecat din țară, adică și aceste 20 ceva mi se par multe. Oricum, colecțiile, exemplarele de la Muzeul Literaturii, de la Biblioteca Națională, de la instituțiile publice, au exemplare mult mai slabe decât avem noi colecționari. Și de ce nu le dați bibliotecilor? Clipa asta nu cunosc nicio bibliotecă să aibă un buget. Bibliotecile sunt cu un buget de subexistență. Eu am făcut un salt la licitație, am vrut să nu vin bibliotecile? Nu. Păi și statul nu cumpără la noastră? Statul a avut, cred că statul, nu știu acum dacă Academia Română, dumneavoastră o înțelege ca și stat sau doar Ministerul Culturii înțelege stat. Că Academia o instituție, să zicem, publică vine. Deci am avut, cred că, 2, 3 sau 4 intervenții ale instituțiilor publice în 4 ani de activitate. Foarte, foarte puțin. Oricum este un pionierat. Noi am reușit să facem prima și singura tranzacție pe care a făcut-o Ministerul Culturii cu un manuscris. Cred că și vis-a-vis de Academie, singura tranzacție pe care a făcut-o Academia, sau prima tranzacție pe care a făcut-o Academia Română cu un agent comercial autorizat, cum suntem noi denumiți, de vânzător de bunuri comerciale mobile. Înțelegeți? Cred că suntem singurii care am reușit să pătrundem și cu care s-a putut face o tranzacție. Deci, foarte interesant. De prima ediție au fost 1000, ați spus, și 100 în ediție de lux și 900 în ediție populară. Și din toate, spune, numai din ăla de lux sunt numai 20? Celelalte nu știm exact. Nu vă interesează. Dar s-ar putea să fie sute. Le-ați identificat pe unde sunt? Nu. Sunt oameni care nu spun că le au? Înainte cred că erau mai secretoși. Acum majoritatea spun care le au. Și se mândresc. Normal. Bun, în ce măsură, acum îmi dau seama, în ce măsură pentru istoria literară și pentru istorie contează accesul la dumneavoastră? Pentru că dumneavoastră, care, în momentul în care aveți, vreau sigur, mi-a spus că nu mai de partea de bibliofilie, dar asta e și o parte de istorie literară, faptul că l-a făcut prefața în 83, adică ar trebui să vă contacteze și pe dumneavoastră istorici literari când scriu despre Eminescu. Vă contactează? Nu. Nu. Dar ei iau după internet, după Wikipedia. Da. Este fascinant. Spuneți-mi, tatăl nostru a condus carul cu bere și nu înțeleg cum de avea biblioteca asta. Spuneți într-un interviu că ați moștenit de la tatăl nostru câte cărți avea? În jur de 8.000. 8.000, da. Și spre desivire, dat moștenitorii nu le-ați aruncat, că de regulă moștenitorii le aruncă. Eu am un frate. Poftim? Am un frate. Da, vă rog, povestiți. Și între mine și fratele meu a fost o înțelegere, majoritatea cărților le-am oprit eu. El și-a oprit foarte puține. Nu că el avea o casă mică, nu că ar avea acum o casă mai mare. Pur și simplu, a avut o casă mică, nu a avut un loc foarte mare unde să pună 8.000 de volume, vorbind de cel puțin 3 camere pline de cărți. Da. Tatăl meu avea și în bucătărie. În bucătărie mai exista... Cu bere. Ce legătură avea carul cu bere cu și manucul? Da, aici e... Bibliofilia. Asta era meseria lui. O făcea cu plăcere, dar era un devorator de carte. Tatăl meu cu mama și cu noi doi copii, când plecam o dată pe an, cum se pleca pe vremea aceea, în concediu, tatăl meu pleca cu o valiză de cărți și cu două valize de haine. Asta era... Deci, din alea 3 valize, una era de cărți. Și de conținut, era ca și mine. Devorator de conținut. Devorator de conținut și colecționar.
Da. Pe vremea era mai greu să devii, să fii colecționar, pentru că nu prea aveai de unde să cumperi carte colecționabilă. Sistemul de anticariate era extrem de controlat, extrem de închis și nu, adică puteai să cumperi foarte puține, n-aveai acces la cartea asta pe care noi o colecționăm azi. Cu excepția, discutăm înainte de emisiunea a lui Mihuț. Erau vreo trei anticari foarte buni, în afară de domnul Mihuț. Care aveau posibilitatea și avea și interzise, nu-i așa? Aveau și o zonă de, îi spunea ceva specială sau ceva de genul ăsta. Era, dar nu era numai la ei. Ei erau dintre acele câteva anticariate care aveau dreptul să achiziționeze, și să țină. Acolo, de fapt, erau pentru... Îți trebuia o anumită permisiune să poți să intri acolo pentru cercetare. Da. Pentru cercetare. Nu ți-o vindea. Nu puteai să o iei acasă. Puteai să stai acolo, să o citești, să-ți iei informații. Dar mi-a zis că la Mihuț venea și Ștefan Andrei. El avea prioritate. Cine erau clienții? Din câte am înțeles, Ștefan Andrei, bineînțeles, era cel mai important și, din punctul meu de vedere, cred că dintre comuniștii sau din prima linie de comuniști, Ștefan Andrei era cel mai cultivat și, din câte știu, avea cea mai bună bibliotecă din țară atunci. Acum unde e? L-am ostenit, a publicat jurnalul, că l-am și... prefațat eu. Am înțeles că doamna Violeta Andrei stă într-o casă undeva la Snagov, într-o casă foarte mare și, din câte am înțeles, toată biblioteca este la Snagov, în casa, sau cel puțin așa știu. Dumneavoastră, ca bibliofil și ca proprietar, o să discutăm despre firma noastră, spune casa noastră de licitații. Sunteți și aveți așa și zice, aștept să pun mâna pe biblioteca lui, zicem, lui Ștefan Andrei. Adică aveți deja o imagine la nivelul țării cam ce ați căuta? Da. Spuneți-mi o carte pe care ați vrea să o aveți, fie dumneavoastră, fie la licitație. Ca să înțelegeți, de obicei când vin cărțile la noi, nu vin neapărat să le vândă direct. Dacă ar vrea să vândă direct, cred că prima dată s-ar duce la un anticariat. La noi vin cei care vor să le pună la licitație. Și mai e ceva. Care e deosebirea între voi? De ce unii se duc la anticariat și unii la dumneavoastră? În primul rând, noi nu primim orice carte. Noi primim decât cărțile cu adevărat rare. V-am explicat criteriile. Un autograf, un tirat special, o chestie particulară. Trebuie să fie ceva cu cartea aceea, să poată să fie... Suntem foarte exigenți vis-a-vis de chestia asta. De ce vă spun? Pentru că noi avem 8 licitații, 10 licitații pe an, 200 de loturi pe fiecare licitație. Vă dați seama, dacă n-am alege așa, am face 100 de licitații. Dar făcând doar 10 licitații, trebuie să fie extrem de selectiv. Și atunci ajungem să cerem tot felul de lucruri care sunt într-adevăr rare. Normal că urmărim principalele biblioteci din România, principalii colecționari, îi cultivăm, îi încercăm să intrăm într-o relație foarte bună din timpul vieții, nu neapărat după. Și sunt colecții pe care știm că în clipa asta moștenitorii nu doresc să le vândă, sunt atașat sentimental față de ele, dar și pe aceea, dacă intrăm în contact cu ei, încercăm să avem o... Să cultivăm. Nu așteptați numai să vină, ci și căutați noastră. Bineînțeles. Pentru că noi ce se întâmplă în această societate română de bibliofilie, vorbim și ne știm între noi, știm exact care sunt moștenitorii, care sunt colecționarii, particularitățile, ce colecționează, că nu sunt colecționari așa de toate. Sunt unii care au istorie, alții care au literatură, alții care au perioada de dreapta, alții care au literatură străină, alții care au colecționat carte decât pentru gravuri, pentru ediții de-astea, pentru legături de artă. Înțeleg? Da, hai să facem saltul la firmă. Deci, aveți casă de colecții, se numește cum, când a fost înființată? Casa de licitații? De licitații, da.
Casa de licitații anul ăsta, de fapt în februarie, facem 4 ani. Da. Cred că am făcut peste 40 de licitații, între 40 și 50. Am plecat pe ideea de casă de licitații de bibliofilie și lucruri colecționabile. Și obiecte de istorie. Și obiecte colecționabile. Ușor, ușor am atins și alte domenii. Acum mai nou am preluat și faleristica, medalii, decorații. Dar am început cu carte, acte, fotografie, manuscris, hărți, tot ce înseamnă hârtie. Specialitatea noastră este hârtie. De hârtie. Okay, dar ușor, ușor, făcând licitații de istorie, au trebuit să intrăm și în zona asta colecționabilă de obiecte istorice. Nu primim tablouri, nu suntem vânzători de tablouri, dar, de exemplu, la ultima licitație am avut o tablou unei personalități, tablou Reginei Maria. Și a fost licitație de regalitate. Era normal să primim un tablou a Reginei Maria. Sau un tablou special cu o licitație de literatură și avem un bust al lui Alexandrie. Noi nu vindem sculptură, dar fiind bustul lui Alexandrie... E vorba de valoare istorică. Da, adică putem să îl încadrăm în conținutul licitației. Fiind licitație de literatură, bineînțeles, având și volume din Alexandrie, poți să pui și un bust al lui Alexandrie. Dar nu ne ducem acolo în zona de licitații de tablouri, de sculptură, de bijuterie. Vindem bijuterie. Cum poate o să vă prezint puțin mai târziu. Dar este o bijuterie care a aparținut regelui sau care a aparținut Reginei Maria. E normal. Dar nu vindem acum bijuterii, că este o perioadă de sărbători și facem licitații de inele și de... Spuneți-mi, concurență aveți în țară, în București? Din punctul meu de vedere, pe domeniul nostru nu avem concurență. Nu avem concurență. Suntem în clipa asta, din câte știu eu, 5 sau 6 agenți comerciale autorizați, case de licitații vorbind, 4 sau 5 sunt în București și una este în țară. Acum trebuie să spun, pentru această emisiune m-am documentat și aș vrea să recomand și telespectatorilor site-ul dumneavoastră. Aveți un site, da? Da. Unde prezentați licitațiile, da? Da. Cel puțin eu m-am uitat la ăla și aveți pe teme. Ia spuneți în câteva din teme ca să spun de ce să se uite. Istorie, regalitate, presă, avangardă, literatură, da. Poezie. Vreau să spun telespectatorilor că eu ca om care nu am treabă cu bibliofilia, m-am uitat, e ca o carte de istorie, pentru că obiectele pe care le prezentați dumneavoastră pe acest site, fie că au avut loc licitații, fie că vor avea, sunt obiecte de istorie. De exemplu, uitându-mă la partea cu presa, da, o să și discutăm, am descoperit eu, care mă pricep la presă, că reviste despre care nu știam. Deci eu spun telespectatorilor că și site-ul nostru este în sine o carte de istorie. Pentru că e și cu imagine ce arată acolo. Nu știu, hai să luăm, de exemplu, am văzut că ați avut la o licitație ceasul Reginei Maria. Ia spuneți în ceva. Ceasul de birou a Reginei. De birou. De birou ce înseamnă? L-avea pe birou? Da, e ceas de mână, ceas de perete. Da, ceas de birou, da. Ceasul de birou. Un ceas din argint aurit, făcut de un meșter, un orfevru foarte important francez, cu monograma Reginei Maria, bătută în pietre, în diamante, cu email, suflat cu aur, o piesă extrem de rară. N-am reușit să o găsim și într-o imagine cu Regina Maria la birou. Dar din toate semnamentele, este o piesă personală, nu este o piesă dintre cele care se comandau special de a fi făcute cadou. Casa regală și în general casele regale au obiecte care sunt făcute de la început, sunt comandate special pentru a fi făcute cadou și sunt obiecte personale care am văzut și acolo briceagul cu lui Ferdinand. Nu, briceagul lui Carol. Cu Carol. Și briceag, ce face acolo? Tăia mere, ce? Nu, fiecare obiect, să spun, e fascinant pentru că are și o istorie. Ce era cu acest briceag? Briceagul acesta era un briceag, îl folosea în special când la Peleș ei făceau tot felul de trasee. Da. La peștera, și ei foloseau briceagul așa, să mai ascută
un băț, o chestie, Biceagul era semnat 1892. Dacă era ceva mai vechi, puteai să spui, domnule, l-a avut în războiul de independență 77-78. Nu știu, poate costa mai mult. Dar, fiind semnat 1892, atunci, bineînțeles, cu filde și mânerul din filde și lama de cea mai bună calitate, cred că un Zollinger... Vă întrebam înainte de emisiune, la judecare, că am văzut unele se cumpără, unele sunt duble, o să discutăm și această dinamică, adică prețul e 100 de euro și se vinde, se ajudecă cu 1000 unele, iar altele nu ca să înțelege, sunt obiecte care nu au un istoric. Aha. Bun. Neavând un istoric, nu ai cum să ai un preț. Nu păi poți și atunci cel care vine să cumpere istoric. De vreau să vă spun. Ceapă, nu, da. La noastră, la așa este. Noastră, să știe despre ce e vorba, să știe cine a fost Carol I. Da, în general, cei care își fac cont la noi, nu poți să cumperi de la noi fără să ai un cont, să fii identificat. Contul se face cu un buletin, se face cu adresă de mail. Stați un pic. Dacă eu vreau să-mi fac cont, trebuie adresă de mail, mă verificați? Nu trebuie să vă verificăm, da. Adică vă verificăm să fiți valid, adică să nu fie cineva care licitează și care nu plătește. Adică trebuie să putem, în cazul în care dumneavoastră licitați și nu vreți să nu știu, poate sunteți un cont fals și intrați într-o licitație, licitați tot, deci cumpărați. Deci ca să vină la... Lumea nu știe despre această lume, nici eu nu știu. N-am fost niciodată licitat. Dumneavoastră sunteți o casă de licitație, da? Ca un om să participe la să vândă, da? Așa. Da. Haideți că v-am zis, am adus eu aici. Nu vreau să vând. V-am explicat și spună. Deci avem o piesă, da? Eu acum să... era vrea să mă întrebați legat de cont, de cum... Nu pot... vreau să vă spun, ca să înțeleagă telespectatorii, ei vor să vândă ceva, nu știu. În primul rând, de unde știu eu că am o piesă deosebită acasă? Poate că eu nu sunt colecționar, să zicem. Nu știu, am o carte sau... În primul rând, pe noi ne contactează telefonic sau pe mail. Primul lucru pentru a verifica dacă e bun... Trebuie să verificați. Sunt oameni care vă sună, spun, am o piesă și vreau să știu dacă ne trimit tot felul de imagini pe mail. Pentru asta trebuie să facă cont? Nu, pentru asta nu trebuie să facă. Deci cei care cumpără trebuie să-și facă cont. Aha, nu cei care vând. Deci, nu. Domnul Florea, foarte important pentru oameni și pentru mine este faptul că pot să fie oameni care să aibă piese deosebite, cărți rare, ziare deosebite și să nu știe. Da. Și trebuie să vă contacteze pentru dumneavoastră ce face. Sună sau trimite, da? Ziceți. Deci, în prima fază, el o să spună, sunt moștenitorul cuiva, dacă e cineva cunoscut, sau sunt un moștenitor al unei, nu știu, al unei colecții. Da. Da? Ne trimite, dacă cunoaște ceva, îl întrebăm ce titluri aveți, știți de autografe, știți de manuscrise sau ce aveți în casă. Cel care nu știe, atunci o să-i cerem câteva imagini. Dacă imaginile acelea sunt concludente și ne dăm seama că obiectele sunt foarte bune, dacă sunt foarte multe, ne ducem noi la adresă și vedem exact, alegem, nu știu, avem o discuție și le aducem la casa de licitație, sau dacă sunt câteva obiecte, vin ei cu... Evaluare e pe gratis? Da. Știți că este o mare problemă cu această evaluare. Vreau să vă spun, peste drum de unde stau este PMP, Partidul Mișcarea Populară, și... unul din cei de pază acolo e numismat. Da. Și mă tot bătut la cap și n-am reușit să găsesc un evaluator pentru monede. Da. Există, nu e ca dumneavoastră. Noi nu am preluat chestia asta de numismatică. Nu o avem. Dar el n-avea încredere foarte interesantă în evaluatori. Păi, sunt două chestii diferite. Evaluare și autentificare. În prima fază trebuie să... Eu vreau să știe dacă are avere sau nu. Păi nu. Autentificarea înseamnă dacă este adevărat, dacă nu este o copie, nu este un fals. Aha. Și după care evaluare financiară, da. Să vezi cât valorează. Da. Dar eu mai devreme, când m-ați întrebat vis-a-vis de briceagul acum, știi că sunt obiecte care nu au istoric, adică n-ai cum să le evaluezi în clipa asta briceagului Carol, pentru că nu a mai fost niciunul la vânzare. N-ai de unde să pleci. Și atunci evaluatorul, ca să poată să-ți facă o evaluare, trebuie să aibă câteva criterii. Trebuie să ia câteva rezultate de licitații internaționale. Nu găsești de-a lui Carol, cauți de-a lui Franz Josef, cauți de-a lui Napoleon. Și atunci îl pui în istorie, îi faci o evaluare plecând de undeva.
la Brihceagul Lucrărilor n-ai de unde să pleci. Dacă apucăm, dacă noi îl vindem, avem deja un istoric, poate un evaluator să, adică are un punct de plecare. Deci o problemă de evaluare. La unele obiecte, da. Ce se întâmplă? Noi suntem pionieri. Ceea ce vindem noi acum nu s-a vândut niciodată în acești 30 de ani. Dar abia de acum încolo. Asta e noutatea, că dumneavoastră sunteți chiar o pionieri în domeniul ăsta, da, al obiectelor. Da, da. Case de licitații au fost, sunt și acum, chiar case de licitații care au fost înființate în 1990. Dar istoricul pe site la ei nu au istoric decât de ultimele 3-4 licitații. Da? Deci nu poți să vezi rezultatul de acum 10 ani. Al doilea rând, nu au fost de specialitate. Ei au vândut, că așa era, adică au rubrică de bijuterie, rubrică de argintărie, rubrică de tablouri. Înțelegeți? Dar nu au o evaluare cum o facem noi. Anticariatul nu poate evalua. Au și câteva criterii de evaluare, dar ca să poți să-ți faci un act, adică să-ți dea cineva o hârtie de autenticitate și de evaluare, sunt două chestii diferite. Deci să dați și hârtii? Orice obiect care este cumpărat de la noi vine cu... dar primul lucru pe care îl faci să se înțeleagă telespectatorii este că, încă o dată, eu cred autentificare. Eu cred că sunt unii care au, da? Nu știu. Au fie moștenire. Hai să vă dau exemplu. Hai să vedem un exemplu ca să vedem cum aș face eu. Eu nu o vând, da? Deci am aici, am cumpărat-o de la un anticariat cu 1.000.000. 100 de lei. 100 de lei. Da. Când euro, dumneavoastră, cât face a noastră? Dumneavoastră, de regulă, porneți de la 100 cu euro. O evaluare. Nu, am zis, bun. Deci să spune, am aici o ediție a dumneavoastră, imediat ați recunoscut-o. Joi 23 ianuarie 1941, dar de fapt a fost miercuri, că a apărut după amiază 22, Buna Vestire. E foarte interesant numărul de rebeliune. Nu cred că, da. Credeți că se mai găsește? Așa, dumneavoastră, ca evaluare. Că ei nu cred că au scos, că după asta cred că l-au interzis. Deci ăsta, în primul rând, intră în sfera ziarelor rare. Da. Rar, datorită faptului că acest ziar... Eu l-am cumpărat pentru conținut, nu pentru rar. Eu văd și de la cine l-ați cumpărat. Ia uite, e extraordinar. Da. Și într-adevăr, dar n-ați dat 100 de lei, ați dat pe el, sau cel puțin prețul lui la raft era de... 50 de lei? 50 de lei. Sau 5 milioane. 500 de mii de lei. Cu 5 milioane? Că eu am scris că am dat un milion. Nu, în roni cât era? 100? Cât e în roni? Păi, trebuie să tăiați 40-uri, că așa a fost denominarea. Și deci cât am dat eu pe 50 el? De lei. Atunci ăla mi-a vândut cu 100. Ei, bun, am înțeles. V-a tras pe contează. Nu contează. Așa. Deci, acest ziar a fost interzis 40 imediat. Și da. Ceva de ani. Dar este rar pentru că a fost chiar în ziua rebeliunii. Păi aici vreau să vă spun. În prima fază este... Dacă eu vă dau noastră, văd unii speciale, ziceți. Deci prima dată, faptul că ziarul Buna Vestire este un ziar legionar, da? Este rar. Datorită faptului că legionarii au fost interziși, da. Inclusiv din 41, da. Nu numai din 48. Corect. Din 47 a fost... Au fost mult mai virulente. Deci, în prima fază, publicația aceasta Buna Vestire este extrem de rară pentru că nu s-au păstrat. Cei care mai aveau Buna Vestire în casă, ori le distrugeau de bunăvoie, ori se duceau, le predau, ori dacă cumva le ascundeau undeva, probabilitatea să-l ascunzi într-un loc atât de bun încât să nu-l ia, să nu absorbe apă, să nu se usuce, să nu fie afectat, era... Dacă te prindea cu el, să te condamna. Plecai cel puțin câțiva ani de zile, îți făceai rost din concediu. Extraordinar. Da, nu numai aici era o problemă foarte mare cu legionarii. Eu cunosc cazuri, oameni care au fost prinși cu o fotografie regală, nu știu, regele Mihai Carol, care au primit ori o mustrare, ori au avut ceva așa, o lună, două, trei, după care au fost băgați în cercetări să vadă dacă a fost un accident sau că puteai să cumperi o casă și în spatele tablourile găseai pe regele Carol. Sau dacă ei, într-adevăr, sunt regalii și atunci a intra într-o chestie, deci confisca și averea, te trimitea pe la Sighet, pe la... Știți foarte bine povestea. Acest ziar, Buna Vestire, faptul că era legionar, era mult mai virulent decât... Adică dacă te prindea cu... cineva că ai... Dacă te prindea cu Antonescu, făceai pușcărie sigur. Dacă te prindea cu Mihai, scăpai. Și cu legionare? Cu legionare. Stați-o, păi n-aveai voie să o pui în bibliotecă? Oh, nu. Păi nici noi acum... Dar nu, stați să înțelegeți.
poate că nu știți. Nici acum nu se pot vinde. Noi nu da, putem, am văzut acolo, nu putem să o precizare că n-aveți voie. Nu vindeți? Nu, 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 păi nu. Legea nu permite să vinde materiale legionare sau de propagandă. Uite, ai document de istorie, domnul Florea. Știu, dar legea e făcută... Eu l-am cumpărat ca istorie, că e senzațional conținutul. Am înțeles. Noi că nu-l atacă pe Antonescu, interesant așa ca pe Antonescu. Au avut grijă. Da, da, da. Cert este că, cert este că ziarul acesta nici astăzi, normal, așa cum este legea, nu prea ai voie să-l vinzi. Ai voie să-l deții, ai voie să-l colecționezi. Dar dumneavoastră aveți să voie să-l poate... vindeți. Păi asta vă spun că nu prea avem voie să le vindem. Important cum se interpretează, să nu se interpreteze ca un material de propagandă. Adică trebuie să se, adică trebuie să se înțeleagă că este, este o chestie documentară și de, este da. O chestie pur și simplu colecționabilă. Nu e un material de propagandă, nu-l iau ca să scriu o domnul carte. Domnul Floare, este și de conținut. Eu l-am cumpărat pentru da. Că este... Pentru realitatea. Istorie, pentru nu că sunt istoric. Conținutul acestui număr, care este afiș, da. E foarte interesant, e afiș, da. Ne spune multe despre poziția lor. Ei nu-l atacă pe Antonescu. E foarte da, interesant, da. În prima fază. Român și de bun. Nu, deci... Nu atacă. Mie îmi spune mie ca istorie că băieții au avut grijă, nu așa? Adică nici ei nu și-au permis. Bun, așa, după să zicem, care... eu am ăsta, da? Vă, dumneavoastră veniți și mi-l evaluați, spuneți-mi procesul. Deci, evaluarea lui... Vi-l trimite o poza? Ne trimiteți poză cu el și noi atunci vă spunem... Pe un e-mail, aveți un e-mail. Avem un e-mail, un e-mail da. Al casei de licitație. Și mă să răspundeți, aveți câți nu eu, avem, aveți? Suntem în total 6 persoane. Așa eu, puține? Așa puține, da. Eu sunt unul care fac, am 4, în afară de acei 6, eu sunt cât 4. Am 4... Bun, și în acel moment poza intră într-un proces de evaluare cum e? Da. Lasă-mi răspundeți. Noi vă răspundem. Putem să-l băgăm într-o licitație tematică. Adică depinde ce temă avem. Poate că acum prima temă, de exemplu, în decembrie, avem icoane și carte, carte veche românească, carte de-asta... Îmi răspundeți mie atunci că putem, să-l putem să-l introducem... Când m-ați luat într-o... în calcul. Nu da, că vi-l dau. Nu, nu, nu. Că dacă doriți, putem să-l punem la o licitație tematică, care va avea loc în luna martie, să dăm un exemplu, și că va avea un preț de pornire, să zicem, de 50 de euro și, și estimarea lui între 100 și 200 de euro. Evaluarea, sunt specialiști care o fac? Da. Sunt autorizați? Da. Deci în acel, dar eu pot să obțin de la noastră o evaluare, cum ar veni, gratuită? Deci eu am o... Gratuită înseamnă fără niciun fel de hârtie. Gratuită înseamnă decât verbal. Deci, și ce e foarte important la colecționari, că eu să am o hârtie pentru asta? Sunt colecționari, dacă... care, sunt colecționari care își doresc să aibă un certificat de autenticitate. Mă rog, ăsta e autentic, dar când e obiecte. Bun, da, am înțeles. Da, dar ca să fie presupunând... autentic, trebuie un certificat. Bun, presupunând că și eu îl țin acasă și să mă sunați, da? Când aveți... Nu, noi vă spunem că dacă doriți să-l puneți în licitația din martie, trebuie să-l aduceți cu 40 de zile înainte. Nu, e foarte important, da. Să nu știu, adică pentru da. Eu mă refer la nu marele public care poate nu puteți să ne dați are. Un obiect acum, care va intra într-o licitație peste 8 luni. Deci pentru că ne vom umple de... Bun. Vin la dumneavoastră cu el dacă am un ceas sau dacă am... Da, veniți cu el la noi, atunci noi îl expertizăm, pentru că ce se întâmplă? Dintr-o poză nu poți să-ți dai seama exact câte, că e da? Deteriorat. Care... Bun, îmi dați și atunci... ceva la mână, zice, povestiți nu, tot procesul. Deci după ce dumneavoastră ați venit cu ziarul la noi, după ce l-am analizat și ne dăm seama că poate nu mai face 50 de euro. Așa de că, ce? E rupt aici. Că e rupt aici, că trebuie restaurat. Restaurarea costă bani. Aoleu. Înțelegeți? Vedeți? Da. Și atunci, noi vă spunem așa, domnul Cristoiu, ca să putem să-l vindem, costă restaurarea. Restaurați dumneavoastră. Colaborăm cu restauratori, da. Colaborăm cu legători de carte, colaborăm cu da. Firme care fac rame, curățări, totul profesional. Ca să puteți să-l vindeți, vă costă, să zicem, 50 de lei restaurarea lui. Fiind într-o condiție, dacă se poate pune în ramă sau nu, sunt ziare care necesită înrămare. Adică sunt ziare care sunt pur și simplu afiși, care nu sunt tipărite și pe parte și pe alta. Ăsta face... Da, da, mi-a făcut cineva cadou
ediția specială din curentul de trecere a prutului. Specială. Specială. Eu credeam că a avut un naz. Păi nu. Nu. Adică speciala... Se pune în ramă? Ca să înțelegeți. Acesta este un ziar normal, publicat da. De dimineață până seara. Da, pe știu, știu specială. Da, erau alea care veneau 3, băieții. 4, și alea erau publicate decât pe pagină. Alea era ca și un fel de afiș. Și aia trebuie să o pui în ramă, nu? Sunt... Acolo sunt niște mesaje puternice și mulți le pun în ramă. De exemplu, speciala când și-a dat demisie, când a demisionat, a abdicat, îmi cer scuze, Carol sau Mihai. Da, Carol, s-au, s-au scos, afișe pur și simplu. Da, e universul, are, universul are vreo 4 ediții speciale chiar în ziua. 4 a avut dimineața. Vis-a-vis de ultima zi din viața Mariei, sunt, cred că sunt mult mai multe speciale. Noi am vândut specială dimineața când spunea starea de sănătate a reginei Maria. Pe la prânz s-a dat o oră specială în care... Formidabil. Da, și seara când a murit. Deci în aceea zi, 3 ziare cu starea de sănătate și până seara ultima specială când regina a murit. Am văzut asta și la moartea lui Ionel Brăteanu. Da, se practica chestia era asta. Era un fel de internet, era breaking da, news. Da, era modalitatea prin care se transmitau știrile. Aha. Ați văzut în filmele lui Nicolescu când ieșeau copiii pe stradă, da, ieșeau, special, erau direct special. De la tipografie și le luau, da. Și le difuzau în centru. Și erau cam scumpe, să știți. Da, erau adică scumpe. Adică Stelian Popescu făcea o șmecherie. Ziarul era, nu știu, 30 de bani și el făcea 2 lei, etc. special. Cert este că acelea sunt de obicei înrămate. Da, bun. Deci, vine deci dacă rămas, necesită și înrămare... Când omul își depune obiectul, da. Cum ar fi ăsta, dumneavoastră îi dați ceva la mână? Da, îi dăm un certificat, un act de custodie. A, că l-a lăsat în custodie. Că e în custodia noastră sau un act de consignație. Am văzut aici la unele că nu a fost alt judecat. Da. Și cu el ce faci? Îl dați omului înapoi? Îl dăm înapoi. Dar am văzut că spuneți aici și cine vrea să-l cumpere fără alt judecat. Poți licitație. După licitație poți să-l cumperi. În cazul în care, să zicem că n-ai fost atent, n-ai urmărit licitația, sau în cazul în care nu știe de casă de licitații și intri și găsești... Păi da, atunci îl cumpăr nu numai ieftin, că îl cumpăr la evaluarea noastră. Regulamentul casei noastre de licitații nu permite vânzarea cu prețul de pornire din seara respectivă. Prețul de pornire din seara respectivă este decât pentru seara respectivă. Prețul de cumpărare după licitație este un preț mult mai mare decât prețul de pornire din seara. Din cel din evaluare? Nu, este prețul minim estimat. Aha. Adică, am văzut acolo că spuneți preț minim și maxim. Da, minim și maxim, da. Bun. Minimul estimat este prețul cum de vânzare a doua zi. Cum arată atmosfera de licitație? Deci l-a scos acolo și am văzut că scrieți acolo cu palete, aveți? Da, cu palete, bineînțeles. Și fizic. El trebuie să facă o reportaj de televiziune interesant. Da, este extrem de interesant. E foarte bine dacă vreți să veniți odată la o licitație. Cine participă? Cei care participă la licitație, în primul rând, trebuie să aibă cont la noi. Trebuie să fie identificați cu un buletin. Nu se poate da o paletă cuiva care nu este identificat. Da, așa că să vin ca spectator, poți să vin? Da, dar nu vi se dă paletă, nu puteți să-și licitați. Deci decât poți spectator. Să vii și să vezi, da? Da. Dar dacă faci pe un cont, și ce cereți pe contul ăla? Datele deci, personale. Deci nu pentru vânzare, pentru cumpărare trebuie să ai un cont, da? Da. Dumneavoastră verificați dacă omul este serios și se dă o paletă unde? La intrare? Da. Ca să poate să ți se dea o paletă, îți dă un formular în care tu trebuie să străiești datele tale și să paletea de ridici. Da, și îți dă un număr. Și îți dă un număr. Și ca să poți să completezi, te identifici cu un buletin. Bun. Creșterea, dumneavoastră a evaluat prima dată și îl anunță 100 de euro, da? Briceagul, dau un exemplu, da? Eu sunt și conducătorul licitației. Da, eu țin și licitația. Ce ziceți? 100 de euro, obiectul, ziceți numărul. Da. Și citați? Deci, numărul, briceagul sau ceasul, nu. Ca să înțelegeți, eu sunt cel care conduc licitația. Da, și în clipa asta trebuie să-i conducem ziarul Buna Vestire. De. Și Buna Vestire, să zicem că este lotul, că așa sunt denumite la noi obiectele, cu un anumit număr. Lotul numărul 17, ziarul Buna Vestire, care eu, ca să pot să ajut obiectul, îi fac o mică descriere. Ziarul Buna Vestire, care prezintă ultimele date vis-a-vis... De-aia vă pricepeți așa. Da. Dar și spuneți, deci în prezentare, prezentați și importanța?
În prezentarea după site, prezentarea e mult mai dumneavoastră abur. Când vorbiți acolo. Eu când vorbesc acolo, fac o publicitate. Da, scot în evidență subiectul ziarului. Scot importanța. Și de ce trebuie cumpărat? Și de ce trebuie cumpărat, normal. Adică eu spun acolo exact ceea ce mi se pare mie cel mai interesant, ca dumneavoastră să fiți, cum să vă zic eu, să vă atrag ca dumneavoastră să puteți cumpăra obiectul ăsta. Dar oamenii care vin la licitație au înainte un catalog. Da. Nu vine în general în fiecare, la fiecare licitație. Licitațiile sunt publice cu cel puțin 10, 12, 15 zile înainte de licitație. Deci ele se pun pe site. De exemplu, da. Licitația acum, noi avem 3 licitații. 12, 13, 14 decembrie. Pe data de 1 decembrie vor fi active pe site. Deci veți putea vedea după data de 1 toate cele 5-600 de obiecte. Păi dacă aveam cont la licitația anterioară... Aveți cont, sunteți... Vă înscrieți. Le vedeți, da? Da. În prima fază le vedeți pe site. Da. Să zicem că vedeți ziarul acesta. Mare parte dintre colecționari, cei care sunt în special din București, vin la expoziție. În clipa când noi lansăm licitația, deja obiectele sunt expuse la noi la casa de licitație. Și așa. Da, sunt expuse. Așa. Pentru că trebuie să vii, să pui mâna pe el, să-l analizezi. Adică sunt lucruri, poate nouă ne-a scăpat. Au o particularitate și cel care vine și vrea să cumpere, vrea să vadă, da, pentru că nu și-a dat seama că această carte, datorită faptului că a fost deschisă de multe ori, are aici o uzură. Uzura aceasta, cu cât e mai mare, cu atât îi scade prețul. Îi scade prețul. Și atunci sunt colecționari care își doresc lucruri cât mai perfecte, cât mai originale, într-o stare cât se poate de bună. Din punctul ăsta de vedere, îi crește prețul. Sunt cărțile cele mai scumpe. Să arătăm asta ce e, că este în decembrie. Aceasta este Biblia din 1914. Să cenăți spre cameră, ia uite așa. Biblia, ziceți ce este. Aceasta este Biblia din 1914, Biblia denumită Biblia lui Carol I. Da. Coincidența face că această Biblie este exact Biblia cu monograma lui Carol I. Da. Deci, asta e de colecție bună? Da, normal, fiind o carte care e posibil să fie aparținut lui Carol I. De ce vă spun posibil? Pentru că aceste cărți, de multe ori, chiar dacă era cu cifru regal, da, se legau ca să poată fi făcute cadou. Când primeai un dar de la regele, deci Carol... Valoarea nu e nici în lucrătură. Câte exemplare s-au scos? Nu sunt publicate. Nu, nici sunt în raritate. Este în faptul că teoretic a aparținut lui... Putea să fie aparținut. Putea să... Și semnul este aceasta, da? Monograma, adică... Monograma, care e semnul? Că poate crucea... are unul pe acasă. Nu. Crucea este... Asta, coroana este coroana românească. Toate coroanele sunt diferite. Coroana românească nu poate fi comparată cu coroana germană sau a Franței. Și CU e ca și heraldica. Heraldica este heraldica, da, oficială. Da. Nu poți să faci un CU oricum să spui că este CU lui Carol. Înțelegeți? Fiecare... Deci, pentru colecționar este faptul că are această chestie. Deci, a trecut pe la Carol. Da. Ori nu știți dacă a fost cadou. Posibilitatea să fi fost a lui personală este foarte mare, dar pe de altă parte poate să fi fost făcută special cu monogramă ca să poată fi făcută cadou. Regele nu-ți dădea cadou o carte oarecum. Trebuia să fie cumva, adică să fie un obiect prețios. Un obiect prețios, valoros, să se vadă că regele ți-a făcut această onoare, te-a onorat prin cadoul acesta. Nu putea să-ți dea... Așa, da. Adică, bun. Hai să mai spun, că vreau să vă întreb, avem aici ce? Aceasta este ediția engleză a celebrei cărți Povestea vieții mele, a reginei Maria. Asta e un exemplar mai special și datorită faptului că poartă semnătura și dedicația reginei Maria în 1935. L-a dedicat cui? Un anume Monsignor Julian. Da, am văzut în celelalte licitații, contează foarte mult dedicația? Da. Și conținutul ei. Conținutul ei... Cum conținutul? Știți, iertați-mă, aveți unul la un domn, nu mai țin minte, eram la Biblioteca Academiei și mi-a adus toate cărțile mele și dau autografe. Vreau să le vândă după ce mor? 100%. Zău, e o afacere? Cineva, la un moment dat, din familie le va vinde. Dar nu era din familie. Nu. Mi-a zis să le dau lui. Din familia lui. Din familia da? Lui. Ai, da? Deci o avere? Așa contează și dedicația. Adică dacă eu vă dau o carte și spun cu iubire...
dacă vă dau o carte care vă spun că sunteți mare, are mai mare valoare? Ca să înțelegi. Deci, da, care e valoarea dedicației? Stați că e o știre. Păi, eu vă pot spune că evaluarea ei contează foarte mult ce mesaj ați transmis acolo și cui l-ați transmis. Una e când mulțumirii Arghezii și una e când dădea Arghezii o dedicație către Păstorel Teodoreanu, în care îi mai adăuga și o strofă sau un catren mic și mai și spunea o chestie personală, particulară. Dar știți că se poate scrie o carte despre dedicații? Da, cred că s-a la Anticariatul 1 am văzut eu, nu știu ce am luat, când era bunica fată, aveam nevoie să scot la editură, și era o dedicație din 52 a autorului și zic, opa, înseamnă că el mai avea cartea în 52, că a apărut prin 40. Dar nu neapărat că a avut el. Se poate, eu acum, de exemplu, am cerut, înainte să moară domnul Eugen Simion, am vrut să am câteva autografe de la domnul Simion și am cumpărat eu câteva volume și mi le-a semnat domnul Eugen Simion pentru că vreau să le... Adică nu, și ele erau publicate poate ca acum 20 ani. Ca și colecționar, da. Am ținut în mod special să-mi dea domnul Eugen Simion pe celebra serie din manuscrisele lui Eminescu. Este o operă fundamentală și extrem de vastă. Vorbim de 40 de volume. Volumul 1, de exemplu, e în format folio, cred că 1500 de pagini. Și am ținut în mod special să-mi dea autograf pe acest volum 1, pentru că este cel care a reușit să publice tot ce deține Biblioteca Academiei din cufărul lui Eminescu, din donația lui Titu Maiorescu. Titu Maiorescu a făcut 3 donații în 3 perioade diferite. Dar cea mai mare donație a fost cea cu manuscrisele lui Eminescu, pe urmă cu cărțile. Dar materiale de manuscrise s-ar mai găsi pe undeva ca să le colecționați? Manuscrise. Nu mai credeți. Deci, manuscrise nu cred că vom mai găsi ceva nou despre Eminescu ca și manuscris a unui text literar. Dar în mod sigur, corespondență, da. Eu știu câțiva colecționari care sunt la noi în asociație, care au scrisori inedite ale lui Eminescu. Apropo de corespondența, eu am scris la un moment dat un articol despre valoarea literară a corespondenței lui Caragiale, care a fost atunci. Există... Noi am tranzacționat mult din ea. Există cărțile, apoi am și eu una acasă, scrise de el? Da. Da, noi am vândut până acum din celebra corespondență cu Zarifopol. Cine au fost moștenitorii? Au plecat din colecția Beniuc. Beniuc a avut o colecție din... Deci din bibliotecă. Nu știu. Dar cei care le-au cumpărat de la moștenitorii lui Beniuc. O întreagă arhivă de scrisori publicate în ediția Zarifopol. Da, așa e. Zarifopol și Cioculescu. Da, Zarifopol a murit și Cioculescu a preluat cele 4 volume, continuarea. Deci tot ce am vândut noi, care provenea din colecția Beniuc, au fost publicate în volumul de corespondență a lui Cioculescu. Da, apropo de asta... Și sunt foarte scumpe. În Bietul Ioanide... Uite, am și eu una, cred că am luat-o de la un anticare. Mi-a plăcut că el scria așa, scria riguros, nu era autografele. Da, da, da. Nu. La Regina era mai... El era... Da, da, nu avea... Ținea sub control mâna. Da, dar se cheamă cumva, nu mi-am scapat. Caligrafie? Nu. Nu avea vervă. Da. Știți că și în pictură. Sunt pictori care pictează așa și sunt pictori care, uite, așa fac grimă. Bun. În Bietul Ioanide e acel moment în care noua clasă, nomenclatura, cumpără de la Talcioc, mai țineți minte? Da. Vă întâlniți acum, apropo de Beniu, cu nomenclatura de atunci care vinde acum? Da. Deci ea a fost... celorlalți, da? Cărți cu tare, au cumpărat-o la Talcioc, nu erau anticariate, nu-i așa? Să știți că, în afară de domnul, că am vorbit mai devreme de el, de Ștefan Andrei, da? Cei care erau
sfera, sau cel puțin în, în primul eșalon, nu prea erau colecționari. Nu prea avem noi ce să luăm mari erau lucruri. Erau conștienti, da. Da. Poate găsim să luăm lucruri comuniste, care într-adevăr au o mare căutare acum, să zicem lucruri comuniste, decorații comuniste, brevete. Mi-a spus că nu se găsesc, că nu, nu vând. Nu, au ajuns acum obiectele acestea comuniste mai rare decât cele regaliste. Da? Da. De ce? Una că s-au mai și distrus și că distrus, nu vând. Și nu vând. Și se cumpără. Deci, dacă ar fi să facem o ierarhie de obiecte deosebite, pe primul loc sunt comuniste, regaliste sau antoneștiene sau legionare. 100% cele mai rare sunt legionarele. Vreau să spun o chestie extraordinară. Deci dacă deținai asta... Ce se întâmplă? Ziarul ăsta, din punctul meu de vedere, este un ziar între 100 și 300 de euro. Da. Nu dați de acolo, aveai acasă, ți-o găseau ăia? Cu asta plecai cel puțin 5 ani de acasă, sigur. Oricum nu știai dacă te mai întorci. Păi și ce? Aveam... De ce? Eram legionar? Păi se putea interpreta că faceți propagandă legionară. Adică vă controla, vă verifica și mai zicea un vecin după stradă. Dar acum domnule, l-am văzut că îl citea. Dar n-aveai voie să-l vinzi. Da. N-aveai voie să-l deții oricum. Iar acum n-ai voie să-l vinzi. De când mai dacă dovedești? Dacă este ca și un fel de obiect colecționabil, să nu faci vreo propagandă, să nu faci... Bun. E foarte ambiguă. Înainte de a mai prezenta câteva... Și în mod sigur nu ai voie să, dacă are vreo svastică sau vreun semn de... E și mai... Bun. O să te prezentați și alte obiecte care le aveți acum pentru decembrie, că e istoricul lor mai ales. Spuneți-mi, în licitația propriu-zise, cum de... Se ajunge de la 100, cât e prețul de pornire, la 1000 și alte ori nu se ajunge. Adică e și o tensiune a licitației? Este, e o ambiție? Este și tensiune, adrenalină. Da, adrenalină. Adică eu mă duc, la licitație vin oameni ca mine pentru conținut? Nu. Păi eu vreau să fac rost de ziarul ăsta. De ce să-l cumpăr? Pentru conținut, veniți la noi, la expoziție, și vă dăm voie să-l fotografiați, să-l scanați. Dar oameni care se cumpere pentru conținut, nu. Adică să cumpere cartea asta când nu au în bibliotecă, să o citească. Mi-a spus că vreau să nu citiți. Bun. Și atunci, în timpul licitației acestor cărți, pe de o parte contează cum vorbiți dumneavoastră. Bineînțeles. Dar oricum, cei care vin se pricep. În primul rând, prezentarea noastră după site, prezentarea acestui produs e amplă. Și atunci noi facem o prezentare amplă a obiectului, adică îi facem o descriere științifică. Deja când ai venit în sala de expoziție, nu de licitație, deja tu ești informat vis-a-vis de... Și vrei să o cumperi. Și tu vrei să o cumperi, dar vii decât să verifici dacă nu lipsesc pagini, dacă nu e vreun defect. Și la licitație contează foarte mult și ambiția. Deci ăla a ridicat și a zis 200 și tu te enervezi și 300? Da. De ce? Deci contează foarte mult atmosfera. Da, mai ales cei care sunt în sală. În sală adrenalina e mult mai mare decât acasă pe online. Pentru că noi licitațiile le ținem și online și fizic. Da, am înțeles. Da. Și atunci cei care sunt acasă și care stau confortabil nu au aceeași, nu transmitem aceeași, nu e aceeași emoție și aceeași adrenalină ca și cum ai fi în sală. În sală, de multe ori, sunt colecționari care se concurează de ani de zile. Da? Adică se concurează, au amândoi un meci vechi, nu e un meci nou. Și atunci ei se ambiționează și ei între ei, adică nu numai... Da. Ca să înțelegeți, piesele speciale, piesele rare, unice, au cel puțin 3, 4, 5 oameni care le caută de ani de zile. Extraordinar. Deci ei vin... Azi sunt deja vânători, caută. Vreau neapărat să am obiectul ăla. Știți cum ar fi să noi mâine să avem un exemplar din Lăcrămioarele Învățăciilor? Acesta, despre care vă vorbeam de Eminescu? Ar fi cel puțin 10-15 oameni extrem de potent financiar care ar veni neapărat să cumpere această carte. Bun. Care nu are niciun istoric de vânzări. Adică pe aia de a prezenta obiectele când ne apropiam. Am văzut că ați vândut, cu succes, o poză a lui Avram Iancu? Da, am vândut o poză cu Avram Iancu. De fapt, un clișeu necunoscut al lui Avram Iancu. Adică o imagine necunoscută al lui Avram Iancu în varianta originală. Varianta după care s-au făcut gravuri. A clișeu. Adică... Păi de cine l-a cumpărat? Biblioteci, colecționari?
Eu vă spun că majoritatea... E foarte interesant. Deci oamenii sunt colecționari, ca și dumneavoastră, care zice aș vrea să am... Fotografia lui Avramian. Și atunci verifică de fiecare dată dacă v-a intrat. Da. Ce se întâmplă? Cel care a cumpărat, de exemplu, ca să vă spun, cel care a cumpărat cu fotografia lui Avramian este un colecționar cumva ori de istorie, și atunci el nu are numai Avramian cu acasă, ori este un colecționar de fotografie în general și atunci urmăresc fotografii rare, ori este un simpatizant român. Ați văzut ce... Uite cum ar fi și la legionari. Da. Poți să fii simpatizant legionar să cumperi. Da, poți să fii simpatizant. Sau antoneștian. Sau antoneștian și să-ți dorești să ai și tu o fotografie de originală. Da, e interesant apropo de Ceaușescu. Deci sunt și fani. Fanii lui Antonescu cumpără orice cu Antonescu. Da, bineînțeles. Bineînțeles. Sunt colecționari de Antonescu, sunt colecționari de legionari care cumpără în general... De dragul ca fani. Ca fan și ca oameni care studiază și care colecționează. Dacă studiază așa, eu am cumpărat ăsta Cristian, spui ce-i vorba. Da. Bun, mai arătați în ce mai faceți. Deci aveți în decembrie, acum când? În decembrie, pe 13-14. Le-ați expus deja, nu? Nu. Hai, după data de întâi. După data de întâi. Deci aici, avem aici, ce aici, ia asta să arătăm. Ce? Așa, vedeți? Nu, s-a scos eu. Dacă nu se vede așa. Ia. Deci este pana de scris. Ia, apana, stați așa. O, ce frumos. Pana din aur masiv, pana de scris, a reginei Maria. Ei, nu cred. Chiar scria cu ea? Da. E funcțional. Extraordinar, da? Ca să înțelegeți, la pana aceasta are aici o monogramă a reginei Maria bătută în diamante. Este în două culori, în aur alb și aur roze. Și ca să dumneavoastră, ca necunoscător, cum credeți că ar putea fi evaluat asta? Păi nu știu de aur, ca și obiect, valoare. Ca și obiect. Dau seama. La penele de scris, cu cât sunt mai ușoare, cu atât sunt mai scumpe. De ce? Păi nu, eu cred că e valoarea, că una era să fie a reginei Maria. Da, nu vorbeam de pana de scris a reginei Maria și era o pană de scris din aur masiv, bineînțeles, valoarea ca și aur. Deci intră și valoarea în aur. Da. Dar acest obiect, cu cât era făcut într-o greutate mai mică, cu atât e mai scump. Pentru că în clipa când tu scrii cu un obiect greu, normal că o să obosești, ai altă... Deci contează. Și poate cel care o cumpără poate să-și folosească? Da, e funcțională. Penița e originală, totul e din aur. Bun. Este funcțională. Am vrut să vă întreb... În mod sigur regina a semnat cu ea sau a dat dedicații cu ea? De unde apar astea? Că regii au dispărut de mult. Majoritatea obiectelor de genul acesta au fost făcute cadou de către rege. Și le-au oameni. De către rege, de către regină. Da, așa se făceau. Ca să înțelegeți, ultima dată am participat la o licitație în Germania unde a ieșit un ceas foarte, foarte bun, un ceas franțuzesc, făcut de o renumită casă de bijuterii, care pe spate avea o dedicație, primit moștenire de la regele Carol I. Mm-hmm. Toată lumea atunci s-a mine, cum adică moștenire? Păi cine putea să primească moștenirea? După care am luat testamentul regelui Carol I și am văzut că ultima dorință a regelui Carol a fost ca cei care au fost aghiotanții și cei care au fost în apropierea lui, regele Carol spune, ultima mea dorință, să toți cei care m-au servit cu formidabil. Da, să primească un ceas din colecția mea, o bijuterie din lada de bijuterie a mea sau un obiect care eu am ținut foarte mult la el. Și atunci mareșalul curții, toți aghiotanții, inclusiv femeile care au avut grijă, femeile din casă au primit. Ei, acest ceas era primit de un general român care a fost aghiotantul regelui Carol I, l-a primit prin testament. Da. Nu scria ca moștenire, primit prin testament de la Carol I. Și atunci noi ne-am mirat. Bun. Cum adică l-a primit testament? Ia mai luați un obiect ca să vă întrebe ceva. Aici ce, de parfum? Da, e o sticluță, este o sticluță de parfum cu monograma lui Carol I din aur masiv. Te să arătăm sticluța. Ia. Da. Așa, da. Așa. Bun. Din aur masiv pentru parfum. Păi și ce? Aceste obiecte poți să le iei și te dai cu parfum? Poți să pui parfum înăuntru și poți să...
Nu știu, dacă, nu știu, da. Genul ăsta de obiecte sunt obiecte colecționabile. Bun, am înțeles. Spuneți-mi în fel. E mare lucru să poți să deții un obiect care, mă sigur, și în cazul ăsta, și în cazul ăsta, acum au ieșit la iveală, da? Unde au fost până acum? De ce nu le-au scos acum 5 ani? Ca să înțelegi, ca să înțelegi. Noi, în afară de casă de licitații, noi avem un departament de achiziții internaționale. Noi, casa de licitații istoric, monitorizăm toate vânzările internaționale la toate casele de licitații din lume. Da. Deci noi aducem în România, pe an, cel puțin 3-400 de obiecte. A, de astea le aveți. Că altfel în România... 90% din obiectele extrem de rare și mai ales cele de regalitate, noi le aducem din licitațiile internaționale. Pentru că ei și le-au făcut cadou între ei, între rudele. Știți că familia regală era... De aia le aveți. Nu era aici în România, de genul ăsta prețioase. Și... Vă dați seama, când era ziua reginei Danemarcei, regina Maria trebuia să-i facă un cadou. Nu putea să-i trimeată orice. Sau nepoatele, sau strănepoatele. Nu vorbim neapărat de regine. Da. Ei și foarte bine. Și ea, la rândul ei, primea cadou de ziua ei de la... Bun, întrebarea este de ce a apucat pe respectivul să vândă acum? Acum, motivele pentru care moștenitorii vând din ele sunt diverse. Adică ori nu te interesează să colecționezi un obiect românesc, tu fiind belgian, ori o nevoie financiară. Sunt situații în care, știți foarte bine, ați văzut și regele Mihai a ajuns să trăiască din creșterea găinilor sau ouălelor sau ceva de genul ăsta. Adică nu... O întrebare, aveți copii? Da, am o fată. Îi lăsați ce să o trebuie cu biblioteca noastră? Întrebare Fata mea încă e prea mică, are 11 ani. Da. Sper să moștenească microbul meu, pe care și eu la rândul meu l-am moștenit de la tatăl meu, și să se ducă mai departe colecția mea de cărți. Da, de cărți și de obiecte, că în general... Ai încă un obiect mai arătat aici, că mai avem... Am un obiect care nu pot să vi-l prezint fără mânuși. Este cel mai scump obiect din licitație. Da. Pornește de la 30.000 de euro. Uite, să arăt dânsul cu mânușile. Da, îl arăt eu acum. Da? Da, să-l arăte la cameră, cu mânuși. Da. Păi nu, că e curățat și dacă pui mâna, există, este din agată neagră. O cutie... Povestiți-mi despre ce e vorba. O cutie din făcută manual de casa de bijuterii Cartier, o comandă specială făcută pentru Regina Maria, comandă dată de către regele Ferdinand ca să poată fi făcută cadou Reginei Maria. Ah, ce frumos. În calitate de soț. Da. Arătați-o zice arătați-o dedicația, da. Arătați-o și la cameră. Așa, o să încerc cumva să nu scap cumva sau să nu. Este... Și aceea? Deci este un... Țineți-o sus așa, nu vrea să o scape. Da. Ea pornește cu 30.000 de euro, dar... Nu o vede din cauza mănușii, nu poți să putem pune mâna pe ea, nu înțeleg. Gata, bine. Deci ea... Un minut. Ea pornește de la 30.000 de euro și e evaluată între 60.000 și 100.000 de euro. Cu 30.000 de euro, asta, dar ce are? Deci agata neagră este piatră. E piatră naturală, e agata neagră, e un fel de onyx. Da. În afară de, ca să poți să decupezi și să poți să Dar ce era asta? Este suport de carte de vizită, suport de cărți de vizită. Nu o să fie de metal, a făcut în agata neagră. E agata neagră. Și agata neagră este extrem de fragilă. Ca să poți să sculptezi în ea, ca să licitezi. Și cine dă 30.000 de euro pe asta? Istoricul unui obiect similar este de 80-100.000 de euro. Și dar nu cu monograma reginei și nu cu dedicație. Sunt oameni dispuși din România să dea pe asta? În mod sigur. Și apoi ce face? Își pune cărțile lui de vizită? Este un obiect colecționabil, un obiect de vitrină, un obiect unic. Că e și agata și... Este vorba de meștere. E vorba de casa Cartier, e vorba de agată, e vorba de diamante și platină și e vorba că pe ea este gravat reginei mele din partea lui Nando. Adică frumos, reginei mele din partea lui Ferdinand. Am înțeles, statul participă la astea? Nu, în general nu. Mă colecționez. Și chiar credeți că cineva o să cumpere asta? În mod sigur. În mod sigur.
Extraordinar. Dar adevărul este că e fascinant și ca obiect. Nu e vorba la Agata, da. E vorba deci, de faptul că ăla i-a dat dedicat, i-a dat nevestesi. Eu când vă spun de o cotă internațională, nu vă spun de cotă internațională a unei regine și a unui rege. Noi vorbim de acest obiect, de un obiect similar, dar care n-a aparținut nici lui Ferdinand, nici reginei Maria. Obiecte care... Dar alea, noi vorbim aici care are și valoare care, sentimentală, da. Da, da, adică acei oameni care au dat 50.000 pe un obiect similar, obiectul ăla n-a aparținut nici unei regine. Au dat 50.000 și a fost un obiect care a aparținut unui om bogat din perioada. Da, păi, da, păi acesta care cu dată certă a aparținut reginei Maria și a fost dată în dar de către regele Ferdinand. Adică aici istoricul e poate mai puternic decât... Da, păi așa, așa vă spun zic că, și eu că trebuie să închidem. Știți care e problema? Că dumneavoastră mi-a zis eu mă așteptam că stăm toată ziua la... Păi nu. M-a schemat decât pentru... Păi ia o oră și am ceva, a trecut eu foarte... Eu am plecat pregătit de acasă de 5-6 ore. Da, mă, trebuie, mai facem. Acum eu am emoție că trebuie să vă scriu ceva cu dedicație să crească prețul, da? Da, nu e nimic, adică să vă... Orice scrieți dumneavoastră, în mod sigur, prețul va crește. Sunteți foarte bun, de ce nu predați? Să nu spui niciodată. Cum? Să nu spui niciodată. Da, aveți dreptate. În schimb, dacă mă mai chemați, eu vin. Păi facem așa, dar pentru că fiecare obiect ăsta, de fapt, are o istorie. Asta chiar că este foarte puternic, sentimental. Și a zis și Nanu, da. Nando era așa extrem de familiar, da, extrem, știu. Extrem de personal. Da. Dar deci dacă spuneam că e de la Nando, 99,99% dintre cei care se uitau la emisiune nu știau cine a fost Nando. I-am dat aici colecționarului, am înțeles. Eu nu pot decât să vă urez, domnule Cezar Fărea, ca fata noastră, să vă urmeze. Că dacă nu vă urmează, ca microb, se duce dracul dintre noi, fie vorba tot ce ați făcut. Ar fi un caz fericit și v-am spus că genul ăsta de cazuri sunt extrem de puține. Da? Din păcate. Da. Mulțumesc, a fost fascinant. Iată că poate fi și bibliofilia, mai ales că aceste povești, asta este chiar puternic ca obiect. Mulțumesc să treceți, eu o să trec sigur, că n-am trecut până acum pe la expozițiile Casei de Licitații și Istorie, pentru că până la urmă și site-ul, vă spun eu, și site-ul și expoziția sunt niște lecții de istorie, așa, pe viu. Vă mulțumesc, la revedere, stimați telespectatori. Ce trebuie asta?